Salut. Mă ruga soacră-mea să-i fac răchiu din vinul acela care urma de anul trecut, pentru că acum face vinul. Și că am adus aparatul meu personal și e la 135 de litri și are deflegmator cu 3 farfurii, dar deci ca să economisesc timp și aici nu are spațiu să facă să-i mezi podul, i-am pus repede o farfurică și e că așa merge aparatul, scoate capacul complet, el e cu ulei și acum merge la o forsuncă pe gaz, e ca forsuncă apati, așa, așa e cu țeavă de scurgere. I-am pus azi, l-am completat, i-am pus ulei de transformator și uitați-vă cum curge. L-am pornit la ora 1 și 8 minute și acum este ora 2:51. Orice caz, l-am pornit în 1 oră și 41 de minute. Așa, aici e filtrul. Deci de flecmatru cu dioptru. Așa, merge. Am găsit și eu un locușor la dânsa unde e snălbată vântul, așa într-o sărăieș. Așa, început scurgă, foarte bine. Așa, lucrează aparatul. Și îi fac repede, nu am timp, am o zi la dispoziție. Fac repede vinul, îl transform în țuică și pe urmă mai vedem. Deci așa merge, este conectat la un balon de propan-butan cu un reductor, deci un reductor pentru gazul sfarcă, un reductor care poți să-i mărești intensitatea. Nu e reductor pentru plita de gaz simplă, cu acela nu se primește. Și așa un balon, iată la soacră mea în cadă, îi pus vinul cel nou și repede îi fac cu ajutul să transforme vinul în rachiu, vinul de anul trecut. Și după asta mergem la lucru. Numai bine, vă doresc succes și să meargă la toți lucru strună.